Slăviți să fie Domnul! În dimineața aceasta, Domnul ne-a binecuvântat din nou să fim împreună la închinare. Este un har din partea lui Dumnezeu pentru noi care am venit în dimineața aceasta aici. Ne-am rugat și pentru cei care nu au putut să vină la închinare în dimineața aceasta. Suntem într-un număr așa de frumos și binecuvântat de Domnul. Am mișcat inimile noastre să venim așa cum am putut. Mulți au venit la adunare, poate între noi au fost frați și surori care n-ar fi dorit, nu și-ar fi închipuit că ar putea să vină astăzi și totuși au venit. Aceasta înseamnă că este un mare har peste noi. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Care n-au venit și au rămas acasă, Domnul să binecuvinteze acolo. Acum este posibilitatea să fim văzuți și ascultați prin mai multe metode de vestire a Cuvântului Dumnezeu și Dumnezeu să ne binecuvânteze pe fiecare în parte. Ne-am sus în dimineața aceasta aici, am venit la adunare și la închinare în dimineața aceasta pentru că sângele Domnului Iisus, așa cum cânta corul, ca cu toți împreună, sângele Domnului Iisus în dimineața aceasta ne-a dat această posibilitate să venim aici. Datorită iertării prin sângele Domnului Iisus și împăcării cu El, curățirii și spălării prin sângele Lui, suntem în dimineața aceasta aici. Mări să fie Domnul! Este un mare har peste noi. Este un mare har pentru că suntem atât de liberi. Parcă nu s-ar fi pomenit nimic niciodată între noi. Totuși, Domnul Iisus spune că în vremurile de pe urmă, Matei, capitolul 24, în vremurile de pe urmă, care sunt, posibil să trăim chiar noi, nu știm, vor fi un necaz așa de mare, Matei, capitolul 24, încât, dacă este cu putință, chiar și pe cei aleși. Un necaz așa de mare, cum n-a fost la întemeierea lumii. Aceste vremuri, dacă sunt vremurile sfârșitului, le trăim noi. Acum întrebarea noastră este a fiecăruia, cât de veghetori și cât de aproape de Dumnezeu ar trebui să trăim noi ca să trecem prin aceste necazuri atât de mari care vin peste noi, peste tine într-un fel, peste mine în alt fel. Dar necazuri atât de mari încât și pe cei aleși, spune cuvântul lui Dumnezeu. În dimineața aceasta s-a citit din cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu și-a ales un popor. Care era în Egipt de data aceasta. Și Dumnezeu a vorbit lui Moise și lui Aron în Exodul capitolul 12. Și a spus, vorbiți întregii adunări a lui Israel și spuneți-i, versetul 3, în ziua a 10 acestei luni fiecare să ia un mel de fiecare familie, un mel de fiecare casă. Să ia un mel, în versetul 5, ca să fie fără cusur, de parte bărbătească de un an. Versetul 6, să-l păstrați până în ziua 14-a și toată adunarea lui Israel să-l junghie seara. Să ia din acest sânge al mielului să ungă ușiorii ușii sau stâlpii ușii și pragul de sus, de două post, în de lintel, on the top, cu sângele mielului, ca să poată primi protecția. Peste ei trebuia să folosească acest sânge să-și protejeze casa cu sângele mielului. Interesant că în versetul 6 aici, cuvântul Dumnezeu nu spune să luați un miel să-l tăiați, așa cum de obicei este vorbirea noastră, ci aici cuvântul Dumnezeu este scris și în limba română și în limba engleză. Take a lamb and kill the lamb. Junghiați mielul, nu spune tăiați mielul.
Este ceva mai pe sus decât atât. De ce trebuia să spună cuvântul junghiați mielul? Așa că, de pildă, Domnul Iisus spunea: Ierusalime, Ierusalime, care omori pe proroci, am vrut să te strâng în jurul meu, așa cum strânge o cloșcă puii. De ce oare o cloșcă puii? De ce n-a putut să spună așa cum a făcut Moise, care v-a condus și v-a strâns pe lângă el? Așa după cum a fost Iosua după aia, sau David după aia, sau un alt împărat. Tocmai o cloșcă, Fiul de Dumnezeu, sau Dumnezeu personal vorbește, eu Dumnezeu sau Fiul de Dumnezeu, și eu o cloșcă, să vă strâncă o cloșcă, o diferență mare de tot, în take the lamb and kill the lamb. Aici este o mare diferență și vom vedea această diferență tot în spațiile Sfintelor Scripturi. Însă cuvântul lui Dumnezeu aici spune că sângele, în versetul 13 din capitolul 12, sângele vă va sluji ca un semn pe casele unde veți fi. Eu voi vedea sângele și voi trece pe lângă voi, așa că nu veți, că nu vă va nimici nicio urgie atunci când vă loviți ala Egiptului. Și pomenirea acestei zile, să o păstrați, să o prăznuiți printr-o sărbătoare în cinstea Domnului, să o prăznuiți ca o lege veșnică pentru urmașii voștri. În versetul 11 spune așa: când veți mânca și veți, când îl veți mânca, să aveți mijlocul încins, încălțămintele în picioare și toiagul în mână, să-l mâncați în grabă, că sunt Paștele Domnului. The Lord Passover era primul Paște în Biblie, primul Paște pentru poporul Israel. N-a mai fost niciun Paște ca acela atunci. La primul Paște a fost jertfit un miel. Nu un miel oarecare, ci un miel fără cusur, un miel sfânt. Și cuvântul lui Dumnezeu spune aici, Domnul spune lui Moise: This is the Lord Passover. Nu era un Paște al oamenilor, era Paștele Domnului. Pentru ca să fie poporul lui Dumnezeu ocrotit, aici Dumnezeu și-a luat responsabilitatea. It's my Passover, the Lord Passover, Paștele Domnului. Și pentru că Paștele Domnului era sfânt, și pentru că mielul a fost sfânt, mielul a fost fără cusur, acolo s-a întâmplat lucruri nemaipomenite peste faraon și peste poporul lui. Puterea lui faraon a fost robită, armata lui faraon a fost robită, țara lui faraon a fost robită, animalele au fost robite. Dumnezeu a lucrat cu semne și minuni pentru Israel ca să le libereze, pentru că faraon era un om care și-a înțepenit grumazul și n-a vrut să lase poporul său. Dar mielul, sângele mielului, ocrotirea lui a dat eliberare unui popor și a smerit un alt popor până la pământ. Încât faraon a spus, nu numai că a spus, auzi, plecați acum, facem un tratat între noi, un contract, puteți să plecați. Nu! Ci faraon și poporul i-a zorit pe evrei ca să plece. Sângele mielului a avut atât de mare putere în Egipt, încât a eliberat un popor atât de mare ca să plece din Egipt. Acest sânge se numea The Blood of the Lamb, sângele mielului. Atâta putere a avut. Să cântam mai înainte despre sângele Domnului care a suferit pe cruce. Aceasta s-a întâmplat că vreo 3.000, poate 500 sau vreo 3.700 de ani înainte, sau când s-a întâmplat lucrul acesta. Dar în Ioan capitolul 1, cuvântul lui Dumnezeu continuă și spune în felul următor. Ioan capitolul 1, versetul 29 în jos, citim în felul următor. A doua zi Ioan a văzut pe Iisus venind la el și a zis: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Cu 2000 de ani în urmă, același miel care era profețit înainte
Și dacă vreau să fac o paranteză aici, Dumnezeu spune că a poruncit lui Moise și lui Aron, cu alte cuvinte, și urmașilor lui să fie o lege veșnică, ce e lege veșnică? Să spună fiecare preot, să spună ție și mie sau celui care aducea jertfă din timpul acela, să-i spună că acest miel simbolizează pe mielul care va veni. Ei n-au făcut lucrul acesta. Știți ce au făcut ei? Zice: Ierusalime, Ierusalime, tu care omori pe proroci, am vrut să te strâng la tine, la mine, cum faci o cloșă care strânge puii? În pilda vierilor spune că omul sau stăpânul vie a trimis pe slujitorul lui ca să-și ia roadele, să-și ia banii sau să-și ia bogăția lui, și spune că când au văzut ceilalți că vine slujitorii, spune că pe unii i-au prigonit, pe alții i-au omorât. Și în sfârșit spune că voi trimite pe fiul meu care va avea cinste. Și cuvântul Dumnezeu spune că oamenii au spus: iată-l pe fiul, haide să-l omorim și moștenirea să fie a noastră. Ei n-au așteptat pe Mesia, pe unsul, n-au așteptat pe Mântuitorul să vină, nu l-au proclamat între oameni, ci au vrut să aibă moștenirea ei. Și acum se întâmplă că Domnul Iisus, când vine acum 2000 de ani în Israel, el a venit la ai săi. Așa spune cuvântul Dumnezeu. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Pentru că Domnul Iisus spune femeii, zice: Doamne, fiica mea este chinuită de un duh rău. Cu alte cuvinte, te rog, ajută, fă ceva pentru ea. Și Domnul Iisus îi spune: eu am venit pentru oile pierdute ale lui Israel. Și a spune: Doamne, pentru copiii lui Israel, dar și străinii, dar și căței mănâncă din fărâmiturile care cad. Și Domnul Iisus a făcut minunea aceea și a eliberat acea fiică bolnavă, pentru că femeia a vorbit cu atâta înțelepciune. Cu 2000 de ani, Domnul Iisus intră în Ierusalim ca un miel care trebuia să meargă să fie jertfit. La începutul misiunii lui, Ioan îl vede ca un miel. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, eu cred că Dumnezeu a știut că Israel va respinge. Și suntem siguri că și dumneavoastră sunteți de acord cu aceasta. Dar atât de împietrit a fost poporul pe timpul acela încât nu l-a primit pe Domnul. Și Dumnezeu spune: atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a trimis pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Oricine! Și tu și eu am crezut! Și tu și eu am crezut, de aia suntem aici la închinare. În capitolul 1 din Exodul spune așa: Iosif a murit și în Egipt s-a ridicat un alt faraon care nu cunoștea pe Iosif și nu cunoștea nici pe Dumnezeu ce a făcut minunile lui, și a început să apese poporul. În primul capitol, unde trăim noi la ora actuală, aduceți-vă aminte că aici a venit un păstor din România, foarte cunoscut, așa toți. Poate că cineva își aduce aminte cine a fost. Și spunea așa el, că la mine. Deci a venit la aeroport și ei au început să-mi caute bagajele. A văzut că nu vorbesc în engleză, au început să caute bagajele. Și a spus el cu alte cuvinte: cine este? Nu știu prea mult. Zice: eu am pasta, păstor, eu pasta. All right. I-a dat pașaportul înapoi, i-a închis imediat valiza și a zis că i-a dat mâna cu și i-a urat de bine în Australia. Poate și-a adus cineva aminte cine a fost așa păstor. Atunci, aceasta a fost prin anii 90, cu 20 și ceva de ani în urmă, așa i-a respectat un păstor. Acum noi trăim într-o generație nouă care nu cunoaște pe Domnul, nu cunoaște cuvântul lui Dumnezeu, nu are frică de Dumnezeu. Într-o generație care nu vrea să știe de Dumnezeu. Un împărat s-a ridicat, l-o spune în Exodul, care nu cunoștea pe Iosif și nu cunoștea nici pe Domnul. Această generație o trăim noi la ora actuală. Cât de mult a trebuit să ne încredim noi în sângele mielului?
cât de mult ar trebui să ne credem noi în Domnul, să alergăm la Domnul, să venim la Domnul și să apelăm la El și la îndurarea Lui, fraților, în fiecare zi, fiecare personal ar trebui să ne gândim mai mult. Personal să am o trezire, știu că vor veni încercări peste mine. Atunci când te văd pe tine că ai încercări, să strig la Domnul pentru tine și când mă vezi pe mine că am încercări, să zic la Domnul pentru mine. Nu mai este timp să ne judecăm unii pe alții. Avem nevoie de sângele mielului. Avem nevoie de sângele Domnului pentru protecție și pentru curățire, fraților. Avem nevoie să ne rugăm unii pentru alții. Atât de mult să fim uniți. Ca cloșca care strânge puii. Domnul Iisus era pe cruce și spune cuvântul lui Dumnezeu în Marcu, capitolul 15, zice că la moartea Domnului Iisus, Domnul Iisus a strigat cu glas tare, Eli, Eli, lama sabachthani, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit. Se spune că atunci, în momentul acela, perdeaua din lăuntru templului s-a rupt. De sus până jos, the veil of the temple, turning in two, s-a rupt de sus până jos. Matei, capitolul 27, cu versetul 51, trebuie să citești și aici ceva. Matei, capitolul 27, cu versetul 51. Auzi ce spune cuvântul Dumnezeu aici. Îndată perdeaua din la untul templului s-a rupt în două, de sus până jos. Pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat, mormintele s-au deschis, multe trupuri ale sfinților au înviat și au ieșit din morminte după învierea Domnului. Câte minuni s-a întâmplat la moartea Domnului? Atunci când mielul a fost jerfit, perdeaua de la untul templului s-a rupt, un cutremur de pământ, stâncile s-au despicat, mormintele s-au deschis, mulți au înviat și s-au arătat în Sfânta Cetate. Cât de minun s-a întâmplat la moartea Domnului Iisus. Și tot poporul acela și preoții au fost atât de orbi, atât de împetriți, cât n-au luat seama la absolut nimic de acolo. Până când, spune cuvântul Dumnezeu mai departe, ei au ieșit din morminte după învierea Domnului, au intrat în Sfânta Cetate, nu spune câte morminte, nu spune că sfinți, nu spune, decât Biblia atâta spune. Și noi credem că ce spune Biblia este 100% adevărat. Ei au ieșit din morminte după învierea lui și au intrat în Sfânta Cetate și s-au arătat multora. Sutașul și cei ce păzeau pe Iisus împreună cu el când au văzut cu tremurul de pământ și ce le-a întâmplat, nu spune că n-au văzut ce le-a întâmplat. Aici evanghelistul Matei așează în scris exact, pentru că a fost ceva înfricoșător. Cu adevărat acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Sutașul acela și cei care erau împreună s-au spăimântat foarte tare. Ceilalți din jur nu. Și pentru ca să nu se împrăștie zvonul acesta, știi ce s-a întâmplat? Așa se întâmplă și în ziua de azi. Deci că ostașă, preotul zice mai de seamă, când a auzit lucrul acesta, au luat mulți bani ca să mituiască pe ostașă, pe cei care erau acolo, să se tacă din gură. Așa se face în lume în ziua de astăzi. Prin bani se mituiește orice și prin bani se face orice minciună. Pentru că oamenii n-au curajul să moară pentru un adevăr. N-au curajul să moară un adevăr. Să moară pentru un adevăr. Să stea lângă Domnul, n-au curajul. Așa a fost în timpul acela. Corupția și banul. Și în ziua de azi, uitați-vă foarte, foarte simplu. Aici mai fost cineva cu câțiva ani în urmă, ceva mai mult de 10 ani în urmă, care spunea două lucruri pe care le repet și eu, dar au fost mai multe întâmplări care s-au întâmplat la moartea Domnului Iisus. Zice că la ziua ispășirii, la Yom Kippur, atunci când era cea mai mare și mai importantă zi, s-a alergea doi țapi, un țap pentru Domnul, pentru Adonai, și un țap pentru Azazel. Acești țapi trebuia să arunce sorțul. Un sorț era pentru Azazel, preotul băga mâna la sorț și scotea o piatră care era pentru
Domnul și o piatră care era pentru Azazel. Piatra care trebuia să fie pentru Domnul trebuia să cadă în mâna dreaptă. Și piatra care era pentru Azazel trebuia să cadă în mâna stângă sau sorțul. Când a băgat mâna preotul de data aceasta, spune istoria sau rabinii care probabil erau scris sau în Talmud, spune că lozul acesta n-a mai căzut pentru Domnul mâna dreaptă, ci a căzut în mâna stângă. Pentru prima dată. Atunci la moartea Domnului Iisus, adică după ce a murit, Domnul și-a înviat, și după câteva luni când trebuia să fie ziua ispășirii și a tras soțul pentru acei doi țapi, soțul n-a mai căzut, piatra pentru Domnul n-a mai fost pentru Domnul, ce a căzut în mâna stângă. Cu alte cuvinte, Domnul a făcut ceea ce spune Daniel. Permiteți să vă citesc ce spune Daniel. Un lucru foarte important. Daniel în capitolul 2 zice că Nebucadnezar a avut un vis cu foarte important, că l-a tulburat foarte mult visul. Și zice că chipul acela era de o înfățișare miraculoasă, dar Daniel îi dă tălmăcire la visul acela al lui Daniel. Eu nu citesc tot capitolul 2. Auzi ce spune? Capitolul 2, versetul... Citeți numai versetul 44. Dar după în vremea acestor împărății, Dumnezeul cerului va ridica o împărăție care nu va fi nimicită niciodată și care nu va trece sub stăpânirea niciun altui popor. Ea va sfărâma și va nimici toate acele împărății și ea însuși va denui veșnic. Aceasta înseamnă piatra pe care ai văzut-o desipindu-se din munte, fără ajutorul vreunui mâini și care a sfărâmat ferul, arama, lutul, argintul și aurul. Dumnezeu cel mare a făcut de cunoscut împăratului ce are să întâmple în vremurile, să întâmple după aceasta. Visul este adevărat și tâlcurea lui este veșnică. Fiți atenți! Atunci împăratul Nebucadnezar s-a căzut cu fața la pământ și s-a închinat înainte lui Daniel și a poruncit să-i se aducă jertfe și miresme. Un împărat care se temea toate națiunile pământului. Popoarele care erau în jurul lui se temeau. Când s-a tălmăcit visul lui Dumnezeu, atât de mare putere a avut cuvântul lui Dumnezeu peste el încât a căzut cu fața la pământ. Nu știu ce înfățișare a făcut Nebucadnezarul, cum a avut înfățișare urâtă. Că pe timpul ăla oamenii care erau împărați la ceea ce niciodată nu erau niște oameni voioși, scripitori care îi se zâmbească fața. De unde? Erau niște oameni cruzi de tot. Un om care spune Estera că nimeni nu poate să intre la împărat ca să trăiască. Dacă numai dacă împăratul intră de toiagă. Așa spune Estera. Deci atât de probabil înfățișarea lor și atitudinea lor era atât de înfricoșată pentru oameni. Așa erau pe timpul acela împărații. Acest împărat a căzut cu fața la pământ. De ce? Pentru că omul lui Dumnezeu a vorbit. Când a venit Fiul lui Dumnezeu și a murit, a schimbat și a făcut o nouă împărăție. Perdeaua din lăuntru templului s-a rupt imediat și prin aceasta s-a dat voie ție, s-a permis ție și mie să intrăm la Dumnezeu prin rugăciune. Să nu mai trebuie să mai aducem jertfe. Spune că tot atunci la țapii aceia de la Yom Kippur să lega o funie de coarne pentru cel ce ducea funia și funia aceea era roșă ca purpura. Și la cel care era pentru Adonai, pentru Domnul, să lega de gât o funie ca să-l ducă la tăiere. Și spune că toți așteptau acum ca funiile acelea de pe coarnele țapului care ducea în pustie și pentru lăcă era la gât să schimba, după un moment dat să schimba în alb, din roșu în alb. Și rabinul sau Talmudul sau istoria evrească spune că de data aceasta funia nu s-a mai schimbat. Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu a mai permis și prin alegerea soțului, dar și prin funie, nu a mai permis poporului Israel să se mai aducă această jertfă de Yom Kippur, pentru că el a fost jertfă, el a fost sapă ispășitor, slăvit să fie Domnul. Domnul a murit, s-a întâmplat lucruri, evenimente nemaipomenite, dar oamenii din timpul acela și preoții au fost împetriți și orbi, așa cum a fost și faraon la început. Dar pentru noi a fost o mare minune, pentru că datorită sângelui și datorită morții Domnului Iisus avem noi libertate. De-aia ai primit tu gândul să te botezi.
De-aia ai primit tu gândul să te întorci la Domnul. Și dacă sunt oameni care atunci când se botează, să luptă în ultima săptămână sau în ultimele două săptămâni, că nu se poate lăsa nu știu ce vicii, frate și soră. Îmi place când cineva vine la amvon și dă o mărturie despre el singur. Ce-a făcut Dumnezeu în familia lui și în viața lui? Astea sunt vii. Noi să avem experiență vii cu Dumnezeu că poate să facă semne și minuni. De-aia nu putem să dormim câteodată. Sau de multe ori nu putem să dormim. Avem necazuri și necazuri și încercări și încercări. Sângele Domnului iese peste noi, peste mine și peste tine. Atunci când necazul iese peste măsură de mare. Pentru că ești alesul Domnului și aleasa Domnului și te rogi, sângele Domnului te protejează. Mărit să fie Domnul. De-aia este mireasa Domnului îmbrăcată în alb. De-aia este mireasa Domnului sfântă, neprihănită și curată, așa cum a fost mielul lui Dumnezeu. Noi avem de-a face aici cu un miel, fie ăla din Egipt al Domnului, a Pasova pentru Domnul și Paștele Domnului, fie sângele curat și adevărat al Domnului Iisus, este protecția peste mine și peste tine. Încrede în Dumnezeu că El te va elibera. Eu nu pot să fiu eu nu spun că m-am pocăit pentru că m-am sfințit. Deși cuvântul Dumnezeu spune aceasta. Noi ca oameni nu putem să ne sfințim niciodată. Știți de ce Dumnezeu a ales una dintre părerele? A ales cloșca și puii. El n-a ales niciun nume omenesc. Știți de ce n-a ales numele omenesc? N-a fost un om în lumea aceasta, niciun împărat în lumea aceasta, pământean, care să aibă un popor, să fie un împărat peste nu știu câte popoare, cât de deștept ar fi fost el și cât de bine pregătit să nu cadă. Dumnezeu a ales cloșca. A ales cloșca. Gândiți-vă ce face o cloșcă. Cea mai vulnerabilă pasăre care s-ar putea pe pământul acesta să-și protejeze puii. Ea se luptă fără să omoare pe nimeni. Se luptă, dar să protejeze pe cei din spatele ei. O cloșcă dacă moare, puii se strânge după moartea ei sub aripile ei, dacă n-a știut. O cloșcă după ce moare, puii se strânge moarte dacă este. Așa este poporul lui Dumnezeu. El a murit, noi toți sub aripile lui, pentru că noi știm că El este viu în vece vecilor. El este pentru noi Domnul care ne-a strâns Ierusalim, ei au omorât pe proroși care au trimis, dar cloșca care a venit a murit, dar noi toți sub aripile lui. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Și atunci când venim la pocăință să ne încredem prin încercările noastre și prin slăbiciunile care le avem, Domnul are putere să ne elibereze. El are putere să ne elibereze familia mea, copiii mei, să mă protejeze pe mine, casa. Pentru de ce? Pentru că sângele Domnului este peste casa ta și peste casa mea. Prin orice încercare, care trecem, dar să ne încredem în Domnul. Vrei să te botezi? Mai slăbiciuni? Încrede-te în Domnul. Și spune, Doamne, eu nu mă pot de slăbiciunea aceasta. Dar știu că Tu mă vei libera. Dacă spui că Tu nu poți și nu poți să iau botezul, nu vei reuși niciodată. Ia-L pe Domnul! Domnul și sângele Lui te eliberează! Domnul și sângele Lui te protejează! Domnul și sângele Lui te albește și te curățește! Pentru că dacă păcatele tale și ale mele vor fi roșii ca cărmâzul, El le face albe ca zăpada. Pentru poporul Israel n-a mai fost. Pentru că a venit Domnul și noi mulțumim că avem un Mântuitor care ne-a iertat și ne-a mântuit prin sângele Lui. El este piatra din capul unghiului. El este piatra lepădată de zidari, oameni. Când spune zidari, înseamnă că era the top of the world. Cei mai deștepți oameni. Dar Domnul a spus, eu am venit să vă strâng. Ca niciun om altul de pe pământul acesta. Aveți destul de experiență ce s-a întâmplat, cum au strigat oamenii după nu știu ce împărați. Atât de mult și au strigat și ura și au și slăvit și au și slăvit. Și ce au făcut ei până la urmă? Au trebuit să se refugieze prin țări care nu le-au știut nimeni. Deci și-a lăsat poporul. Domnul n-a făcut aceasta. El a murit pe Golgota pentru noi. El nu ne-a abandonat. Și de-aia ne putem strânge ca niște pui sub cloșca noastră, care este Domnul Iisus Hristos. Amin. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Să ne dea putere să ne împărtășim în dimineața aceasta, în sângele Lui să credem că ne curăsește și în sângele Lui care ne albește și ne sfințește. Amin.